La nivelul județului Mehedinți, la finele lunii mai, rata șomajului a ajuns la 6,73%. La sfârșitul lunii mai 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, erau înregistrați un număr total de 7.011 șomeri, din care 2.855 de femei, rata șomajului în județul nostru fiind la sfârșitul lunii mai de 6,73%. Comparativ cu luna aprilie, când rata șomajului a fost de 6,87%, așa după cum puteți vedea, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,14 puncte procentuale până la valoarea de 6,73%. Din totalul de 7.011 persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, 1.058 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 5.953 erau șomeri neindemnizați. De asemenea, peste 5.700 de șomeri provin de mediul rural, în timp ce doar 1.260 sunt din mediul urban. Până în 25 de ani sunt 282 de șomeri, în intervalul 25-29-198, 30-39-1630, cei mai mulți sunt în intervalul de vârstă 40-49 de ani, respectiv 2564, 50-55 1078, iar cu vârsta peste 55 de ani sunt 1259 de șomeri înregistrați. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, 49,52%, urmați de cei cu studii prime, 21,92%, studii liceale, 14,93%, studii profesionale, 11,85%, studii superioare, 1,31%. Cei mai puțini șomeri sunt cei cu studii post-liceale, doar 0,46%. De asemenea, din totalul de șomeri mehedințeni, 4.080 sunt persoane foarte greu ocupabile, 2.137 greu ocupabile, 140 mediu ocupabile, iar 654 sunt persoane ușor ocupabile.